Vămile din România sunt locuri în care se scriu povești impresionante de viață în această perioadă. Punctul de trecere a frontierei Sighetu Marmației din Maramureș a fost pentru doi foști iubiți locul unei revederi emoționante. Tânărul care este fotograf a încercat timp de o săptămână să-și scoată fosta prietenă din Ucraina. A intrat de mai multe ori în țara vecină și a reușit într-un final să o aducă pe pământ românesc. Katia, fata salvată din Kiev, vrea să-și continue viața în București, departe de bombardamente și de frica de acasă. Imediat după ce au trecut frontiera, Katia și Mircea au putut răsufla ușurați. După mai multe zile de tensiune, Katia a povestit despre drama prin care trec cei care luptă pe front. They have nothing to protect them. Well, some people were granted, like, you know, Kalashnikov. Some people even stopped tanks by their friends. Acasă și-a lăsat părinții. My dad is in Odessa. He has to work, and due to age limit, he cannot leave the country. And my mom, she decided to stay with the rest of the family. Alături de mătușa și de mama acesteia, Katia a călătorit mai bine de 16 ore. Au făcut un popas de o noapte într-o localitate în care s-au simțit în siguranță și de acolo au luat trenul spre Solotvino și au continuat apoi drumul cu un autocar. Mircea, fostul ei iubit, a trecut vama prin Sighetu Marmației pentru a se întâlni cu ea. A fost a patra lui încercare pentru a o scoate pe Katia din țară, care de 12 zile se află sub asediu. Aștept de sâmbătă. De duminică dimineața sunt aici. Am încercat să ajung cât mai aproape de Kiev pentru a reuși să o scot pe fosta prietenă și pe familie, care nu sunt toți ca o familie. S-au anulat niște autobuze către Kiev. Am stat, am așteptat, în frig, nu am reușit să trec. Și-ar fi dorit să ajungă până la ea acasă, dar nu a fost posibil. Bucuria a fost imensă când a aflat că tânăra a reușit să se urce într-un tren. Am stat mereu în legătură cu ele și acum am mai trecut o dată, doar ca să fiu sigur că ele, neavând documente, am vrut să mă asigur că totul este în regulă, că nu va fi vreo problemă. Katia s-a îndreptat spre București, dar gândul i-a rămas la familia pe care a lăsat-o în Kiev.